Pe mine m-a marcat, mai ales că mi s-a părut că are niște concluzii cât se poate de dureroase și eu tot timpul am simpatizat cu ideologia asta de stânga, pentru că eu n-am prins celebrul regim decât 4 ani, deci practic se poate spune că nu l-am prins. Tot timpul am simpatizat cu ideea asta, omul ajută pe om, nimeni nu e mai presus de celălalt, nu există o ierarhie, trăim într-o lume corectă, nepotismul nu și are loc și așa mai departe. Și am fost înflăcărat oarecum după ce am citit Zola, Sartre și alții. Când am citit acum Kundera, am avut parte de un șoc, pentru că mi-a arătat, deși știam, evident, nu sunt absurd, știam că regimul comunist și regimul socialist nu reprezintă viitorul niciunei societăți, niciunei țări, dar totuși mă gândeam ideologic și într-o utopie absolută că ar merge. Și acum mi-am dat seama că nici măcar în utopie nu e viabil. Adică aceia dintre dumneavoastră care probabil ați prins mai mult din acel regim, probabil ați regăsit multe întâmplări care s-au întâmplat, care au pățit prieteni de dumneavoastră sau cunoștințe de dumneavoastră. Eu n-am putut să iau decât în formă abstractă. Și mi-a plăcut foarte mult faptul că mi-a trezit niște resentimente față de ceea ce înainte admiram. Și m-a făcut să înțeleg că totalitarismul într-adevăr este o travă, cum este opium, dacă vezi, cum Ludwig spunea că optimismul este opiumul societății. Trăiască Trotsky, celebra glumă. Eu am ajuns la concluzia că totalitarismul este opiumul unei societăți.